Balaurul cel cu 7 capete, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată. A fost odată, într-o țară, un mare, mare balaur. El avea 7 capete, trăia într-o groapă și se hrănea numai cu oameni. Când ieșea el la mâncare, toată lumea fugea. Se închidea în case și sta ascunsă până ce își potolea foamea cu vreun drumez pe care îl trăgea ața la moarte. Toți oamenii locului se tânguiau de răutatea și de frica balaurului. Rugăciuni și câte în lună și în soare se făcuseră ca să scape Dumnezeu pe biata omenire de acest nesățios balaur, dar în deșert. Fel de fel de fermecători fuseseră aduși, însă rămaseră rușinați cu vrajele lor cu tot. În cele din urmă, dacă văzu împăratul că toate sunt în deșert, hotărâ ca să dea pe fiica lui de soție și jumătate de împărăție acelui voinic care va scăpa țara de această urgie. Și dete de știre la toată lumea hotărârea sa. Iar după ce se duse vestea în țară, mai mulți voinici se vorbiră să meargă împreună la pândă și să mântuiască țara de un așa balaur înfricoșat. Ei se înțeleseră între dânsii ca să facă un foc la marginea cetății, care era mai apropiată de locul unde trăia balaurul și în care cetate era și scaunul împărăției, și acolo să stea să privegheze pe rând câte unul, pe când ceilalți să se odihnească. Și ca nu cumva celea ce ar fi de pândă să doarmă și să vie balaurul să-i mănânce de-a gata, făcură legătură ca acela care va lăsa să se stingă focul să fie omorât, drept pedeapsă dacă va dormi când ar trebui să fie deștept. Cu acești voinici se întovărăși și un om verde, pui de român, știi, colea care auzise de făgăduința împăratului și venise să-și încerce și el norocul. Porniră deci cu toții, își aleseră un loc aproape de groapă și se puseră la pândă. Pândiră o zi, pândiră două, pândiră mai multe zile și nu se întâmplă nimic. Iar când fu într-una din zile, cam după asfințitul soarelui, pe când era de rând viteazul nostru să pândească, ieși balaurul din groapă și se îndreptă către voinicii care dormeau pe lângă foc. Viteazului care priveghea, îi se făcuse inima cât un purice, dar îmbărbătându-se, se repezi și unde se aruncă mare asupra balaurului cu sabia goală în mână și se luptă cu dânsul până-i veni bine și hârșt, îi tăie un cap, hârșt, și mai tăie unul, și așa câte unul, câte unul, până-i tăie 6 capete. Balaurul se zvârcolea de durere și pleznea din coadă de telua cu fior de spaimă. Viteazul nostru însă se lupta de moarte și obosise, iar tovarășii săi dormeau duși. Dacă văzu el că tovarășii săi nu se deșteaptă, își puse toate puterile, se mai aruncă odată asupra grozavului balaur și îi tăie și capul cei mai rămăsese. Atunci un sânge negru lăsă din ea fiara spurcată și curse și curse până ce stinse și foc și tot. Acum, ce să facă viteazul nostru ca să nu găsească focul stins când s-o deștepta tovarășii lui, căci legătura lor era ca să omoare pe acela care va lăsa să se stingă focul? S-apucă mai întâi și scoase limbile din capetele balaurului, le băgă în sân și, iute cum putu, se sui într-un copac înalt și se uită în toate părțile că de va vedea undeva vreo zare de lumină să se ducă și să ceară nițel foc ca să ațâțe și el pe al lor care se stinsese. Cătă într-o parte și într-alta și nu văzu nicăieri lumină. Se mai uită odată cu mare băgare de seamă și zări într-o depărtare nespusă o scânteie ce abia licărea. Atunci se dete jos și o porni într-acolo. Se duse, se duse, până ce dete de o pădure în care întâlni pe Murgilă și pe care îl opri pe loc ca să mai întârzie noaptea.
merse după aceea mai departe și dete peste miază noapte și trebuie să o lege și pe dânsa ca să nu dea peste murgilă. Ce să facă? Cum să dreagă ca să izbutească? O rugă să-i ajute a lua un copac în spinare, care, zicea el, îl tăiase de la rădăcină. O învăță el să se puie cu spatele să împingă, pe când el tot cu spatele la copac, de cealaltă parte va trage cu mâinile ca să-i pice în spinare și să-l ia să se ducă la treaba lui. Miază noapte de milă și de rugăciunea ce-i făcu, se puse cu spatele la copacul pe care îi arătă viteazul și pe când împingea, el o legă de copac, copză și porni înainte că n-avea vreme de pierdut. Nu făcu multă cale și îl întâlni pe Zorilă, dar lui Zorilă nu prea-i da meșii a sta mult de vorbă, căci, zicea el, se duce după miază noapte pe care o luase în goană. Făcu ce făcu și îl puse și pe dânsul la bună rânduială, ca și pe ceilalți doi, dar cu mai mare bătaie de cap. Apoi plecă înainte și se duse până ce ajunse la o peșteră mare în care zărise focul. Aici dete peste alte nevoi. În peșteră acolo trăiau niște oameni uriași care aveau numai câte un ochi în frunte. Ceru foc de la dânsii, dar ei, în loc de foc, puseră mâna pe dânsul și-l legară. După aceea așezară și un cazan pe foc cu apă și se găteau să-l fiarbă ca să-l mănânce. Dar tocmai când era să-l arunce în căldare, un zgomot se auzi nu departe de peștera aceea, toți ieșiseră și lăsară pe un bătrân de-ai lor ca să facă astă treabă. Cum se văzu viteazul nostru singur numai cu uncheașul, îi puse gând rău. Uncheașul îl dezlegă ca să-l bage în cazan, dar voinicul îndată puse mâna pe un tăciune și l-a zvârlit drept în ochiul bătrânului. Îl orbi și apoi, fără să-i dea răgaz a zice, nici cârc, îi puse o piedică și-i făcu vânt în cazan. Luă focul după care venise, o apucă la sănătoasa și scăpă cu față curat. Ajungând la Zorilă, îi dete drumul. După aceea o tuli la fugă și fugi până ce ajunse la miază noapte. O dezlegă și pe dânsa și apoi se duse și la murgilă pe care îl trimise să-și vază de treabă. Când ajunse la tovarășii săi, ei tot mai dormeau. Nu începuse vezi încă a se arăta albul zilei. Atât de lungă fu noaptea, fiindcă voinicul îi oprise cursul și așa a avut timp destul să colinde după focul care îi trebuia. N-apucă să ațâțe focul bine și tovarășii săi, deșteptându-se, ziseră: dar lungă noapte fu asta, măi Vere! Lungă, da, vericule, răspunse viteazul și se umfla din foale ca să aprinză focul. Ei se sculară, apoi începura a se întinde și a căsca, dar se cutremurară când văzură namila de lighioană lângă dânsii și un lac de sânge cât pe colo. Zgâiră ochii și cu mare mirare băgară de seamă că lipsesc capetele balaurului. Iar viteazul nu le spuse nimic din cele ce pățise, de teamă să nu intre ură între dânsii, și se întoarseră cu toții în oraș. Când ajunseră în cetate, toată lumea se veselea cu micul mare de uciderea balaurului. Dă laudă sfântului că trecuse noaptea aia lungă, mai ajunseră odată iară la ziua și ridică până în înaltul cerului pe mântuitorul lor. Viteazul nostru, care văzuse și el lipsa capetelor, nu se frământa deloc cu firea, fiindcă se știa curat la inimă, și porni către curtea împărătească ca să vază ce s-o alege cu capetele fără limbi, căci el înțelesese că aici trebuie să se joace vreo drăcie. Asamite, bucătarul împăratului, un țigan negru și buzat, se dusese de minune să vază ce mai alabala pe la flăcăii ce stau la pândă. Și dacă dete peste dânsii dormind și peste dihania spurcată fără răsuflare, el se aruncă cu satârul de la bucătărie și tăie capetele. Apoi merse la împăratul cu capetele și îi le arătă, fălindu-se că el a făcut izbânda. Iar
Iar împăratul, dacă văzu că se înfățișează bucătarul curții cu izbândă, făcu o masă mare ca să-l logodească cu fiesa și puse în gând să facă o nuntă unde să cheme pe toți împărații. Țiganul arăta la toată lumea hainele sale pe care le umpluse de sânge ca să fie crezut. Când ajunse viteazul nostru la palat, împăratul cu voie bună ședea la masă, iar Cioropina stă în capul mesei pe 7 perne. Cum ajunse la împărat, îi zise voinicul: Preanălțate împărate, am auzit că oarecine s-ar fi lăudat către măria ta că el ar fi ucis pe Balaur. Nu este adevărat, măria ta, eu sunt acela care l-a omorât. Minți, mojicule, strigă țiganul îngânfat și poruncea slujitorilor să-l dea afară. Împăratul, care nu prea credea să fi făcut țiganul astă voinicie, zise: Cum poți dovedi zisele tale, voinicule? Zisele mele, răspunse viteazul, se pot dovedi prea bine. Porunciți numai ca mai întâi să se caute dacă capetele balaurului care stau colea la iveală au și limbile lor. Să caute, să caute, zise bahnița. El însă o cam băgase pe mânică, dar se prefăcea că nu-i pasă. Atunci căutară și la niciunul din capete nu găsiră limbă, iar mesenii înmărmuriră că-și nu știau ce va să zică asta. Țiganul, care o sfeclise de tot și care se căia de ce n-a căutat capetele în gură, mai înainte de a le aduce la împăratul, strigă: Dați-l afară că este un smintit și nu știe ce vorbește! Împăratul însă zise: Tu, voinicule, va să zic că ne dai să înțelegem că acela a omorât pe balaur care va arăta limbile. Fugi de acolo, împărate, zise țiganul, care tremura ca varga și se îngălbenise ca ceara. Nu vezi că ăst calic este un deșuchiat care a venit aici să ne amăgească? Cine amăgește, răspunse voinicul liniștit, să-și ia pedeapsa. El începu apoi a scoate limbile din sân și a le arăta la toată adunarea. Și de câte ori arăta o limbă, de atâtea ori cădea și câte o pernă de sub țigan, până ce în cele din urmă căzu și el de pe scaun. Atât de tare se speriase Dihania. După aceea voinicul nostru spuse toate câte a pățit și cum a făcut de a ținut noaptea atât de mult timp. Nu-i trebuie împăratului să se gândească mult și să vază că voinicul care vorbea avea dreptate. Și cum era de supărat pe țigan pentru mișelia și minciuna lui cea nerușinată, porunci și numai decât se aduseră doi cai neînvățați și doi saci de nuci, legă pe țigan de coadele cailor și sacii de nuci și le dete drumul. Ei o luară la fugă prin smârcul și unde cădea nuca, cădea și bucățica, până ce s-a prăpădit și țigan și tot. În urmă, pregătindu-se lucrurile, după câteva zile făcu nuntă mare și luă românașul nostru pe fata împăratului de soție și ținu veselie mare și nemaipomenită mai multe săptămâni, puindu-l și în scaunul împărăției, iar fata lăcrămă și mulțumi lui Dumnezeu că a scăpat-o de sluțenia pământului, de harapina spurcată. Eram și eu pe acolo și dădeam ajutor la nuntă, unde căram apă cu ciurul, iar la sfârșitul nunții aduseră un coș de prune uscate să arunce în ale guri căscate. Iar eu încălecai pe șa și vă spusei dumneavoastră așa.